Obișnuit, dragi frați, periodic să vorbim despre viața unui savant, unui companion. Astăzi vom vorbi împreună tot despre un companion al profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Și cum am spus și repetăm de fiecare dată, nu vorbim despre viața companionilor pentru a ne mândri ce înaintași am avut. Vorbim despre viața companionilor ca să fie pentru noi un exemplu demn de urmat, să încercăm și noi să fim ca ei, să mergem pe calea pe care ei au mers. Astăzi vom discuta despre unul dintre cei mai mici companioni ai profetului sallallahu alaihi wasallam, mici ca înălțime. Unul dintre cei mai slabi dintre companionii profetului, slab ca fizic. Cred că știți despre cine este vorba. Astăzi vom discuta despre Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, ca să știm cine este, într-una dintre zile se cățăra într-un copac. I-a cerut profetul sallallahu alaihi wasallam ceva și s-a cățărat să ia acel lucru din copac. Și companionii, când i-au văzut picioarele, când s-a cățărat în copac, cât de subțiri sunt, se spune că atunci când cineva stătea pe scaun, Abdullah ibn Mas'ud, dacă stătea în picioare, nu făcea diferență între ei. Era foarte scund. Și când s-a urcat în copac, companionii, când i-au văzut picioarele așa de subțire, au zis, au început toți să râdă de acest companion al profetului, la care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce a spus: râdeți, voi râdeți de un om care la Allah cântărește mai mult decât Jebel Uhud, decât muntele Uhud. Muntele Uhud, cei care au fost la Hajj știu, în Medina este un șir înlănțuit de munți. Deci Abdullah ibn Mas'ud, acest un om de 20-30 de centimetri cât avea, 1,5 metri, 40-50 de kilograme cât avea, la Allah subhanahu wa ta'ala era mai greu decât muntele Uhud. Allah nu ne cântărește cu kilogramele care le avem. Kilogramele care le avem nu reprezintă în fața lui Allah subhanahu wa ta'ala, alaikum salam, nimic. Allah subhanahu wa ta'ala cântărește faptele noastre, cântărește ceea ce noi suntem. Abdullah ibn Mas'ud, am spus de la început cum arăta el ca să știm despre cine vorbim. Abdullah ibn Mas'ud, Allah să fie mulțumit de el, a fost dintre primii care au acceptat Islamul. A fost dintre primii care au îmbrățișat Islamul. Se spune că a fost al șaselea. Se spune că a fost al șaselea companion care a îmbrățișat Islamul. Iar el a fost primul care a recitat Coranul la Kaabe, după profet sallallahu alaihi wa sallam, bineînțeles. Într-una din zile, companionii, Coranul, admirau foarte mult Coranul, le plăcea foarte mult, cunoscători de limba arabă, și au spus, elovența Coranului a pătruns în inimile noastre. Haideți să facem Coranul, să-l citim la Kaabe, să-l audă și ceilalți arabi. Poate că inimile vor se vor înmuia. Se vor întoarce la credință. Dar toată lumea era cu frică. Cine o să ducă să citească Coran? Pentru că știa ce l-așteaptă. Știau ce l-așteaptă. Și a spus Abdullah ibn Mas'ud, eu mă duc. Și s-a dus cine? Cel mai puternic dintre companioni, nu? Pitic era. 1,50 m, cum a spus. Poate n-avea nici atât. Slab. Dar s-a dus în fața la Kaabe și a citit Coranul cu voce ridicată în fața tuturor. Bine, n-a apucat să termine că... L-au aranjat, l-au bătut, dar a avut acest curaj. Să facă Coranul cunoscut la Kaabe și de aceea când, chiar și în concursurile islamice, când ne întreabă cine a fost primul care a recitat Coranul la Kaabe? Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. A fost primul care, printre primii care a acceptat Islamul. A fost primul care a recitat Coranul clar la Kaabe. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam spune despre Abdullah ibn Mas'ud. Bineînțeles, vă aduceți aminte la trei de la început, când a spus că balanța lui Allah cântărește mai mult decât muntele Uhud. Când au râs ceilalți companioni de slăbiciunea lui, că era foarte slab, că avea picioarele foarte subțiri. Tot despre el spune profetul sallallahu alaihi wa sallam, învățați Coranul de la patru. Patru persoane sunt certificate de profetul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le-a spus companionilor tuturor, învățați Coranul de la patru. Unul dintre ei este Abdullah ibn Mas'ud, care era de nedezlipit de profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tot timpul umbla cu profetul Muhammad.
Înaintea lui ajungea la moschee, îl descălța, îi lua încălțămintele, păstra, când ieșea profetul din moschee, îi lua încălțămintele. Deci tot timpul era în serviciul profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam și automat a fost dintre cei care a învățat foarte mult de la profet sallallahu alaihi wasallam și a ascultat foarte mult Coran de la profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Și de aceea profetul sallallahu alaihi wasallam, cum bine știm, a certificat foarte mulți dintre companioni. A spus: învățați halal și haram de la cutare, învățați moștenirea de la cutare, dar Coranul, cel mai important lucru în Islam, profetul sallallahu alaihi wasallam a spus că patru sunt cei care transmit Coranul mai departe. Iar într-una dintre zile a venit la Abdullah ibn Mas'ud, profetul sallallahu alaihi wasallam, și a spus: o Abdullah, citește Coranul, recită Coranul. Și a spus Abdullah ibn Mas'ud: trimis-o lui Allah, Coranul a coborât la tine și recit eu, îți recit eu ție Coranul, tu care ai primit Coranul? Și a spus: îmi place să ascult și la ceilalți. Și atunci a început să recite până la un verset unde s-a oprit profetul sallallahu, profetul i-a fost semn să oprească. Atunci, când versetul care vorbește în capitolul Nisa, în ziua de apoi va veni cu câte un martor de la fiecare comunitate, وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلَيْ شَهِدَ, și vom veni cu tine, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ca martor pentru toți ceilalți. Și aici profetul a început să plângă și a făcut semn la Abdullah ibn Mas'ud să oprească. Deci este dintre acei companioni de la care profetul sallallahu alaihi wasallam îi plăcea să asculte Coranul. Și spunea profetul Muhammed: dacă vreți să ascultați Coranul așa cum a fost coborât, ascultați recitarea lui Abdullah ibn Mas'ud. Cu toate că era mic, cu toate că era slab, întotdeauna a avut un rol foarte important. Chiar și după moartea profetului Muhammed sallallahu alaihi wasallam, el era cadiu. Era judecător. Era folosit de companion, ba chiar Omar, când l-a trimis în Kufa, în Irak, a spus: vi-l trimit cu toate că am nevoie de el. Wallah, nu l-aș trimite. Este un om de bază, este savant, dar și voi aveți nevoie, vi-l trimit, cu toate că am nevoie de el. Și când au fost și neînțelegerile între companioni ai profetului sallallahu alaihi wasallam, el a stat departe de fitne. A respectat toate ordinele celor care au venit de sus sau care i s-au dat și nu s-a împotrivit. Ba chiar a fost încurajat de alții. Când de la Kufa a fost luat, că era numit guvernator la Kufa, mă rog, judecător, și a spus: întoarce-te și lasă în loc tău pe cutare. Și a spus, cei din Kufa au spus: nu pleca, noi te iubim, noi ținem la tine, rămâi cu noi aici, nu-ți dăm voie. Și a spus nu. A venit porunca de la, mă rog, cine era conducător, lider, calif, mă supun, și a respectat și nu a făcut acea fitne sau nu a participat la dezbinare și la fitne. De aceea toată viața Abdullah ibn Mas'ud a trăit așa cum a văzut de la profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Și de aceea a reușit să dobândească acest statut foarte important, ba chiar el este și unul dintre cei care au fost vestiți cu paradisul. A fost vestiți cu paradisul de către profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Știți, profetul Muhammed a avut companioni cărora în viața lor le-a vestit că vor intra în paradis. Și acesta este fără îndoială un alt miracol de la Allah subhanahu wa ta'ala. Un om când este în viață, îi spui, va intra în paradis. Mulți dintre noi azi venim la moschee, facem rugăciunea, nu știm mâine ce se va întâmpla cu noi. Sunt unii oameni care fac 10 ani rugăciune, 20 de ani, apoi uită de moschee, uită de Allah. Sau dă de bani și uită de tot. Sau dă în sărăcie și uită de tot. Sau, mă rog, se supără pe cineva și uită de tot. Dar Allah subhanahu wa ta'ala i-a certificat pe acești companioni, bine, prin intermediul profetului sallallahu alaihi wasallam, iar acești companioni au rămas statornici pe calea lui Allah până în ultima clipă. De aceea este un miracol de la Allah subhanahu wa ta'ala, la fel cum este și viceversa, nu? Cum a fost cu Abu Lahab, Tabbat, când Allah subhanahu wa ta'ala l-a blestemat în Coran pe Abu Lahab și a spus că va muri, va intra în iad, el și soția lui. Și Abu Lahab a mai trăit după asta vreo, nu știu, câțiva ani, în care putea să se răzgândească, să zică, ia, să fac și eu namazul, fac și eu rugăciunea o perioadă de timp, să-i induc în eroare pe musulman să creadă, cum va intra în iad un om care face rugăciune, un om care este credincios. Dar cu toate acestea, Allah subhanahu wa ta'ala nu i-a permis nici măcar să gândească în acest fel. De aceea,
Companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam permanent vorbim, periodic vorbim despre unul dintre ei, despre savanții musulmani. Vedem cum au mers pe calea profetului sallallahu alaihi wasallam, au învățat de la profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și au transmis mai departe mesajul acesta prin însuși comportamentul lor. Și au avut multe cuvinte de laudă, cum a spus atât Abdullah ibn Mesud, cât și ceilalți companioni ai profetului sallallahu alaihi wasallam. Profetul în multe relatări l-a lăudat pe Abdullah ibn Mesud. Companionii profetului l-au lăudat pe Abdullah ibn Mesud. Și au spus că Abu Musa al-Ash'ari spune: de ce ne întrebați pe noi când între noi este Abdullah ibn Mesud? Întrebați-l pe el, noi nu avem voie să vorbim când el prezent. Și știm cu toții că savanți sau companionii profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulți dintre ei erau savanți, dar cu toate acestea aveau respect foarte mare față de Abdullah ibn Mesud, care cu toate că era mic de statură, era slab, dar în balanța lui Allah subhanahu wa ta'ala a târnat greu. De aceea Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă între acei drept credincioși care merg statornici pe calea sa, să fim între acei drept credincioși care iau pildă din viața celor care l-au însoțit pe profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam și au câștigat acest statut de companion ai profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah să ne facă dintre frații profetului, așa cum profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam a vestit într-o altă relatare, atunci când i-a lăudat pe frații lui și a fost întrebat profetul: cine sunt aceștia? Nu suntem noi o trimisă lui Allah, frații tăi? Și a spus: voi sunteți companionii mei. Frații mei sunt cei care vin după mine, nu mă văd, dar cred și mă urmează, sau îmi urmează mesajul. Allah subhanahu wa ta'ala să ne facă dintre acei oameni care să câștige statul de frate al profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam.